Corvinul Hunedoara și CSMD va calificate în finala barajului de promovare în Liga a doua. Echipele noastre au jucat meciuri tur-retur, Deva cu Șoimi Lipova, iar Corvinul cu Gloria Bistrița. Devenii de la CSM au câștigat meciul tur de la Lipova cu 1-0. În returul de la Deva a fost egal 2-2 și s-a calificat în finala barajului pe care îl va disputa cu CSM Reșița. Corvinul Hunedoara a trecut de Gloria Bistrița cu 2 victorii, în deplasare la Bistrița și pe teren propriu 2-1 la Hunedoara. În finala barajului, Corvinul va juca cu Unirea Ungheni, care a produs o surpriză cu o victorie dramatică cu FC Bihor 3-2. Meciurile tur au loc în 3 iunie, returul în 7 iunie. Hai Corvinul, hai CSM Deva!